despre care eram sigură că o să dea naștere unor dezbateri, așa cum am anunțat-o și lansarea de la Librăria Humanitas de la Cișmigiu, să ne îndreptăm acum spre Dumitru Crudu și să vorbim puțin despre personajul tău. Cum ai găsit pe Mihail Mihailovici? Bună ziua! Mihail Mihailovici este un personaj emblematic după fine pentru timpurile de azi, pentru societatea basarabeană, dar și cea românească, și pentru societățile din Est. Este un personaj, eu l-aș numi omul amestecat, adică nu este neapărat nici un tip care se opune, nu este un disident, nu este un lucrător, și în același timp și este uneori. Este un om, poate fi, are doi tați. Tatăl adevărat este trimis în gulag, face gulagul. Tatăl Vitric însă este un nomenclaturist, un activist notoriu și are acești doi tați, iar dragostea lui și-o împarte la un moment dat, poate nu neapărat în proporție egală, dar și-o împarte între cei doi. Este prin excelență un om amestecat, un om peste care va veni istoria și îi va modela destinul. Eu am încercat, poate ca și Cristina, pe undeva, prin intermediul istoriei să accept la omul Mihail Mihailovici. Istoria m-a interesat, bineînțeles, în cartea asta veți vedea, există și o dramă a Basarabiei din ziua când a fost ocupată, pe 28 iunie, și până azi. Drama schimbă substanța, dar rămâne la fel. Însă această dramă, oricum, am pus-o în fundal. În prim plan am scos alte drame, dramele de familie sau dramele individuale ale fiecărui personaj. Și nu întâmplător se suprapune ziua de naștere a lui Mihail Mihailovici. Este o mare sărbătoare care se ținea regulat în perioada sovietică, ziua de 28 iunie, un fel de zi națională, ziua când Basarabia fusese ocupată și îi punea în umbră ziua sa de naștere. O eclipsa și o lipsa de orice valoare și de orice substanță. Ați observat ziua de naștere în acele vremuri se vedea cu un act de nesupunere pe undeva, când toată lumea în jur sărbătorea, serba altceva. Și, dar mai important decât asta, cred că a fost încercarea mea de a vorbi despre niște oameni ai timpurilor noastre și a încerca să-i reunesc cumva. Aș mai putea spune, dar nu știu ce.